Dacă tot ceea ce există în lumea aceasta este doar ceea ce se vede, dacă nu există nimic dincolo de materie, atunci ce speranță poți să ai în fața morții? Tot ce poți să speri este că după ce mori, te mănâncă viermii și materia ta va ajunge să îmbogățească solul din cimitir unde cresc Flori, Chico -pachi. Cafeaua pe care o beau astăzi este o cafea decafeinizată. Este brandul Carrefour. Și este una dintre cafele pe care le beau cel mai des. Pentru că prea multă cofeină nu este sănătoasă. Și cum am obiceiul să beau multă cafea, de multe ori beau această cafea decafeinizată. Este o mare surpriză pentru mine. Am descoperit de curând această cafea și este de o calitate foarte bună, deși prețul este mai scăzut. Este o cafea puțin prăjită, ce are și o ușoară aciditate și aroma de care mi-aduce aminte este aroma miezului de nucă. Sunt foarte surprins de, de această cafea și o beau cu plăcere, de foarte multe ori, în timpul zilei, în special în a doua parte a zilei, când nu vreau să consum cofeină, dar îmi place foarte mult aroma cafelei și continui să beau cafea decofeinizată în timp ce lucrez și studiez. Multă lume a întrebat la vlogul trecut dacă fac reclamă la cafele. Nu fac reclamă este doar o, o, mică recenzie din partea unei persoane pasionate de, de, cafea și dacă aveți alte preferințe în ce privește cafea decofenizată și dacă vreți să mi le sugerați și mie, vă rog să îmi lăsați un comentariu la acest vlog pentru că sunt interesat să încerc și alte branduri de cafea decofenizată. Subiectul nostru de astăzi este mai sumbru, puțin. Este moartea. Astăzi o să vorbesc puțin despre moarte și în mod special în ce privește moartea, ca experiență personală, în viața noastră, atunci când vedem moartea celor dragi sau când suntem noi în fața morții, vine o zi în care vom fi pe patul de moarte. Vine o zi în care moartea nu va mai fi doar ceva îndepărtat, ci va fi o realitate foarte apropiată. Așa că una dintre întrebările pe care putem să ne le punem încă de acum este cum ne pregătim pentru acel moment? La ce o să ne gândim atunci când o să fim pe patul morții? Credința creștină nu ne pregătește doar pentru viață, nu ne pregătește doar ca să trăim în modul corect, ci ne pregătește ca să știm cum să murim. Vine o zi când vom fi cu toții pe patul de moarte. Aci o să te gândești atunci când știi că mai e o zi, mai e câteva zile, sau mai e câteva ore de trăit. În cultura noastră modernă avem câteva opțiuni, câteva lucruri la care ne putem gândi când suntem pe patul de moarte. Și vedem că în confruntarea cu moartea, cultura modernă produce câteva reacții. O reacție pe care o vedem în cultura noastră, în fața morții, este o, o resemnare irațională Vedem această resemnare în fața morții și în, în, în literatură. O vedem în miorița nu? în care ciobănașul zice. Și dar fi să mor în câmp de ogor, să-i spui lui Vrâncean și lui Ungurian. E o, o persoană care pur și simplu se resemnează în fața morții. Asta este. Murim. Înce Încerci să nu te gândești. La această realitate. Dar, în, în extremă opusă, este persoana care, când se gândește la moarte, sau când se află în pragul morții, este o persoană copleșită de panică. Și vedem această copleșire de panică în, în literatură, o vedem în, în scrierile lui Bacovia, unde există uh, o prezență copleșitoare. A morții peste tot. Moartea este o povară, o povară sufocantă care te copleșește, care îți îngheață gândurile, care te face să nu mai poți să trăiești pentru că te paralizează. Și o altă opțiune pe care o avem, o avem din cultura noastră. În cazul unui, unui alt uh, profil de om, este regretul melancolic în fața morții. Uh, regretul hedonistului, care a trăit toată viața doar pentru plăcere, acolo pe patul morții, este bolnav, nu mai poate să se bucure de nimic, urmează moartea și doar poate să-și aducă aminte cum era când era tânăr, cum era înainte în viață, când putea să facă orice își dorește, când își găsea bucuria, plăcerea în așa multe lucruri. Dar acum moartea se apropie și te separă de tot ce îți place. Vine o zi că o să fim pe patul de moarte și ce o să fie în mintea ta atunci? La ce o să te gândești? Cum o să reacționezi în fața morții? o să te străduiești așa în mod, într-un mod disciplinat, într-un mod plin de stoicism, să te resemnezi și nici să nu te gândești la faptul că mori, o să fii copleșit de panică pe patul morții, o să fii copleșit de regrete, că viața se termină și nu mai poți să-ți găsești plăcere. Ne punem aceste întrebări și ne gândim la moarte acum, pentru că tot mai mulți oameni în jurul nostru mor, nu doar în țara noastră, și în alte țări, vedem cum această pandemie de coronavirus aduce moartea unor oameni care altfel uh, puteau să mai trăiască, fie că e vorba de oameni care aveau diabet sau au probleme cu cancerul, sau sunt doar persoane mai în vârstă cu imunitatea scăzută, sunt oameni care ar mai fi trăit ani și zeci de ani. Dar acest pericol nevăzut al unui virus pe care nici nu-l putem vedea cu ochii și care se răspândește foarte repede, acest pericol, această pandemie aduce moartea multor oameni care altfel, fără această pandemie, ar mai fi trăit mult și bine. Este un, un pericol în care suntem noi. Noi, oamenii din jur, familiile noastre, stăm unii ori și ne gândim ce se întâmplă dacă suntem infectați de coronavirus. Pentru cei care suntem mai tineri, probabil sperăm că nu o să avem simptome foarte grave și o să trecem cu bine peste. Dar au fost și persoane mai tinere care au murit fără să aibă o altă problemă de sănătate. Și pentru cei care sunt mai în vârstă sau au probleme de sănătate, această problemă este reală și moartea pare să fie mai aproape. Dar deși ne gândim acum foarte mult la acest subiect, de fapt, pericole sunt în jurul nostru tot timpul. Avem în jurul nostru tot timpul accidente. Că ești șofer sau că ești pieton, fiecare zi oameni mor în accidente. În fiecare zi, oameni care credeau că sunt perfect sănătoși, în mod surprinzător, află că sunt bolnavi de cancer. Fără să, să te aștepți, poți să ai probleme cu inima, poți să faci un infart. Moartea este la fiecare pas. Este în jurul nostru, chiar și atunci când nu este pandemie. Chiar și atunci când nu ne gândim. Problema e că noi nu ne gândim. Nu ne gândim. De cele mai multe ori trăim în, în ignoranță și nu vrem să ne aducem aminte de moarte. De ce? Pentru că moartea ne întristează. Este un subiect care aduce multă durere în viața noastră și atunci când se întâmplă în viețile oamenilor din jur, când rudele noastre sau prietenii noștri mor, suntem copleșiți de durere. De aceea este un subiect pe care îl evităm, dar devine un subiect care e tot mai greu de evitat atunci când vedem statisticile cu mulțimea de oameni care mor datorită acestei pandemii. Și în, în, în acest moment în care ne aducem aminte de moarte, putem să ne întrebăm ce speranță avem în fața morții. Ce speranță avem în fața morții? Modul în care te gândești la moarte depinde de modul în care te gândești la viață. Modul în care gândim de-a lungul vieții o să influențeze modul în care gândim în ultimele momente ale vieții. Dacă tot ceea ce există în lumea aceasta este doar ceea ce se vede, dacă nu există nimic dincolo de materie, atunci ce speranță poți să ai în fața morții? Tot ce poți să speri este că. După ce mori, te mănâncă viermii, și materia ta va ajunge să îmbogățească solul din cimitir, unde cresc flori și copaci. În, în filozofia materialistă, care este standardul culturii moderne, nu contează ceea ce realizezi în viață. Până la urmă, ajungi doar. Îngrășământ pentru plante. Viața nu este altceva decât materie, viața ajunge la capăt, materia se transformă și gata. Dacă moartea ta nu are nicio semnificație, pentru că totul este doar materie, atunci și viața ta este lipsită de sens. Nimic nu contează. Pentru că ești doar în procesul de a deveni un îngrășământ pentru plante. Dacă nu există nimic după moarte, atunci nu contează nici ceea ce este înainte de moarte. Nu mai contează actul medical, nu mai contează dacă oprim pandemia, nu mai contează ceea ce facem în societate, nu mai există niciun fundament pentru ceea ce facem în prezent. Nimic nu mai are nici o semnificație. De ce? Pentru că ne îndreptăm înspre neființă, ne îndreptăm înspre a fi îngrășământ la plante și astfel în filozofia materialistă nici viața nu are nicio semnificație. Și filozofii materialiști care au fost consecvenți cu această filozofie au ajuns la această concluzie că viața nu are nicio semnificație și nu are niciun sens. În fața morții, cu o astfel de filozofie materialistă, îți dai seama că totul se termină. Ajungi în pentru plante. Și această filozofie este adevărată dacă Biblia nu este adevărată. Dacă Biblia nu este adevărată, dacă Isus Hristos n-a înviat din morți, atunci nu ești altceva decât o maimuță care o să devină îngrășământ pentru plante. În această viață, dacă Hristos n-a înviat din morți, nu ai nicio speranță. Ești doar un animal al cărei, cărei viață nu contează și te îndrepți spre moarte această viață absurdă, umbrită de moarte, avem vestea bună a învierii Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a înviat ca moartea să nu ne țină pe vecie în mormânt. Învierea Domnului Iisus Hristos este ceea ce schimbă totul. Învierea Domnului Iisus Hristos este garanția învierii noastre. Credința creștină nu este un bas inventat de oameni speriați de moarte care vor să aibă un sens în viață. Credința creștină nu s-a născut pentru că viața e grea și avem nevoie de o poveste care să ne țină moralul sus, să ne facă să fim harnici, muncitori, să facem progres în societate pentru că există ceva și după moarte? Nu. Credința creștină nu s-a născut din visul unui om care a avut nevoie de o sursă de motivație, ci credința creștină s-a născut dintr-un eveniment istoric care schimbă complet perspectiva vieții noastre. Și acest eveniment istoric este învierea Domnului Isus Hristos. Dar s-ar putea să te întrebi, cum putem să știm că această înviere chiar a avut loc? Cum putem ști că Isus Hristos chiar a înviat? Cum putem ști că acesta nu este un bas? Că nu este o invenție? Că nu este doar ceva frumos, ce ar fi fain să fie adevărat, dar este doar o dorință, nu este adevărat. Cum putem să fim siguri de învierea lui Hristos? Sunt trei lucruri pe care trebuie să le avem în vedere atunci când ne gândim la învierea lui Hristos, și la siguranța pe care o avem prin învierea lui Hristos. În primul rând, avem un mormânt gol. Mormântul lui Isus a fost gol. Isus este o persoană reală, istorică. Existența lui Isus, lucrarea lui Isus, cuvinte rostite de Isus sunt atestate și descrieri extra-biblice. Din societate, din acea vreme, în vremea lui Isus, de surse romane, surse evreiești în afara scripturii, confirmă că Isus Hristos a trăit atunci când Biblia spune că a trăit, că a spus lucrurile pe care le-a spus, că mulți oameni au urmat că a fost răstignit de romani. Deci avem surse extra-biblice care confirmă această realitate istorică a Învierii lui că a fost răstignit și că ucenicii lui au început să-i în Învierea când mormântul a fost gol. Mormântul a fost gol. Și putem să fim siguri de faptul că mormântul a fost gol. De ce? Pentru că dacă mormântul nu era gol, întreaga vestire a apostolilor se năruia. Cei care aveau mișloacele necesare și cei care aveau tot interesul să dovedească că Isus n-a înviat, adică liderii religioși din Israel și conducătorii romani, aceste două grupuri aveau tot interesul să dovedească că Isus n-a înviat, să oprească chestia asta cu creștinismul și n-au putut să facă lucrul acesta pentru că mormântul a fost gol. Așa că au încercat să vină cu alte explicații, cum că niște tineri speriați, care s-au dezis de Isus când Iisus a fost răstignit, ar fi venit și ar fi învins soldați romani și l-ar fi furat pe Isus. Este o glumă. Uh, mormântul a fost gol. Mormântul păzit de soldații romani a fost gol. Ce s-a întâmplat? Cum de a fost mormântul gol? orice altă explicație a mormântului gol necesită mult mai multă credință decât explicația Evangheliei și anume învierea. Să spui că niște tineri speriați au învins soldați romani și au dat la o parte piatra de pe mormânt și au furat trupul. Să spui că de fapt Iisus n-a murit pe cruce, doar a fost rănit și a ajuns acolo în mormânt, și acolo la răcoare, și a revenit, și după trei zile a dat la o parte piatra și a ieșit. Este de asemenea o glumă. Pentru că dacă romanii se pricepeau la ceva, era cum să omoare alți oameni, cum să execute pedeapsa capitală. Dacă romanii te condamnau la moarte, se pricepeau să te ucidă. Au perfecționat nenumărate metode. De a ucide condamnații. Și moartea pe cruce era cea mai groaznică. Nimeni nu scăpa. Toți mureau. Deci putem să fim siguri că Isus a murit pe cruce. Nu a fost doar rănit ca după aceea să își revină în mormânt. Mormântul a fost gol. Deși Isus a murit, deși a fost îngropat acolo, deși a fost păzit de soldații romani, mormântul a fost gol. Și nicio autoritate romană, nicio autoritate religioasă evreiască, ce avea tot interesul să dovedească că Isus n-a înviat, nu a putut să contrazică această afirmație. Mormântul a fost gol. Dar pe lângă mormântul gol, mai avem un al doilea aspect și anume martorii oculari. Avem martori oculari care l-au văzut pe Isus cel înviat. Și acești martori oculari au fost foarte diversi. Au venit din contexte sociale diferite. Au fost martori care inițial n-au crezut. Au fost sceptici. De ce? Pentru că și în secolul I oamenii știau că atunci când mori, rămâni, rămâi mort. Rămâi mort. Și de aceea au fost foarte sceptici. N-au crezut. Chiar când li s-a arătat Hristos. Și nu doar ucenicii au văzut, dar și alții din anturajul lui Isus. De aceea, Apostolul Pavel vorbește despre sute de oameni care l-au văzut pe Isus după înviere. Și Apostolul Pavel nu putea să facă această afirmație despre ceva verificabil dacă nu era adevărată. O sute de oameni care l-au văzut pe Isus după înviere. Învierea lui Isus este un. Un eveniment public care poate să fie atestat public și istoric. Nu este o afirmație despre ceva ce se întâmplă în ascuns. Uh, am avut eu o senzație la mine în birou, m-am gândit la ceva, am simțit ceva, am văzut eu ceva aici ascuns în birou. Nu. Este o afirmație despre un eveniment public. Este ca și cum aș spune că ieri. A fost un tsunami în Constanța. Este o afirmație publică. Hristos a murit și a înviat. Vormântul e gol, oamenii l-au văzut. Este o afirmație publică pe care nu poți să o faci decât dacă s-a întâmplat în mod public, în mod istoric. Alte afirmații, că eu am văzut ceva noaptea, că eu am văzut o arătare la mine în birou, e ceva ce se întâmplă în ascuns și nu este verificabil. Dar în vierea lui Hristos... A fost un eveniment public, verificabil. Mormântul a fost gol. A fost sute de martori oculari care ne-au scris. Unii din ei ne-au scris mărturia lor și avem această, aceste mărturii strânse în, în colecția pe care o numim Noul Testament, în Sfânta Scriptură. Mormântul a fost gol. Martori oculari foarte sceptici au mărturisit ceea ce s-a întâmplat, au atestat ceea ce au văzut. Și în al treilea rând, vedem martirajul apostolilor. Martirajul apostolilor atestă, atestă cu siguranță mărturia lor cu privire la învierea lui Hristos. Apostolii, cei care l-au văzut pe Iisus înviat, și după aceea au mers peste tot să vestească această veste bună a învierii. n au avut nimic de câștigat de pe urma acestei vestiri și au avut totul de pierdut. Acești oameni care l-au văzut pe Iisus ce înviat, apostolii, au fost persecutați, au fost chinuiți. Zeci de ani au trebuit să se ascundă. N-au avut nimic de câștigat de pe urma acestei vestiri și zeci de ani până la sfârșitul vieții, nici unul nu s-a dezis. Cine moare pentru un bas, cine moare pentru o poveste inventată din care nu are nimic de câștigat? Perseverența, martirajul apostolilor ne arată cu certitudine faptul că Iisus Hristos a înviat. E vorba de o persoană care a luat-o razna. E vorba despre 12 persoane care l-au văzut pe Iisus cel Înviat. Cei 11 ucenici și Apostolul Pavel care l-a văzut pe Hristos cel Înviat după uh, mai mult timp. Toți aceștia au perseverat în mărturia lor. Au pierdut totul și nu s-au dezis de vestea pe care o proclamau. Mormântul gol, martorii oculari și martirajul apostolilor ne dovedesc certitudinea faptului că mărturia Scripturilor este adevărată, că Evanghelia este adevărată și Iisus Hristos a înviat din morți. Dacă Isus n-a înviat, nu există nici o speranță. Dacă Isus nu a înviat, suntem doar o maimuță care devine îngrășământ pentru plante în cimitir. Dar învierea lui Hristos ne dovedește mântuirea pe care Hristos a adus-o. Învierea lui Hristos ne dovedește că Hristos este cine a spus că este și anume Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea noastră. Învierea lui Hristos ne asigură de învierea noastră. Ne asigură de o speranță pe care putem să o avem în fața morții. Și indiferent de care sunt lucrurile pe care le crezi acum, indiferent de lucrurile care îți captează atenția acum, ține minte această veste a Evangheliei. Ține minte această Evanghelie. Aduți aminte de această Evanghelie atunci când vei fi pe patul morții. Aduți aminte de învierea lui Hristos și crede în Hristos, chiar și în ultima clipă, ca să primești mântuirea și viața veșnică, împărăția lui Hristos, care nu va avea sfârșit. Vestea bună a învierii lui Hristos ne schimbă nu doar perspectiva asupra morții, ci și perspectiva asupra vieții. Întreaga viață are alt sens ceea ce suntem noi meniți să facem pe pământ. Nu izvorăște din preferințele noastre, nu izvorăște din capriciile noastre, izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a creat, care ne-a mântuit, care ne asigură de dragostea sa prin Evanghelie și ne oferă mântuirea, ne împărtășește cu jertfa Domnului Iisus Hristos, care pe cruce a plătit pentru vinovăția păcatelor noastre dar ne împărtășește și cu învierea Lui Hristos. Când primim prin credință această realitate obiectivă a lui Hristos, prin credință viața ne este transformată și încă de pe acum dopândim o viață înnoită. Suntem renăscuți din Cuvântul Lui Dumnezeu ca dintr-o sămânță ce nu poate să piară, spune Apostolul Petru. Și această sămânță nepieritoare prin care a fost renăscuți acum prin credință, a face ca trupurile noastre să nu rămână pentru totdeauna în mormânt și la revenirea Domnului Iisus Hristos să fim în viață din morți, la o viață nouă, într-un pământ renoit, sub un cer renoit, pentru a trăi în cu Dumnezeu, în dragoste unii cu alții, o viață veșnică.